Bun găsit! Sucevenii își pot achita taxele și impozitele locale începând cu data de 5 ianuarie. Declarația a fost făcută de primarul Ion Lungu, care a precizat că valoarea dărilor în 2017 a rămas la fel ca în 2016. Edilul a adăugat că la ghișe vor putea fi efectuate plăți și cu ajutorul cardului bancar. În 2016, la Suceava, gradul de colectare a dărilor locale a fost de aproximativ 60%. În 2017, bugetul local va fi de 250 de milioane de lei, cu 110 milioane mai redus decât cel de anul trecut. Sigur că în toate aceste zile s-au încasat taxe la primărie, dar nu impozitele și taxe locale, ci taxe judiciare, auto, de matriculări, de examinare auto, amenzi care au trebuit plătite în 48 de ore, deci s-au... Începând de pe data de 3, s-au încasat aceste taxe și impozite, e venit o hârtie de la minister în care, ne se aduce la cunoștință faptul că trebuie să asigurăm plata cardului de debit și cardului de credit, dacă nu sunt prevăzute amenzi, adică cu POS-urile pe care noi le avem aici cu cardul, suntem cu un pas înainte, deja la primăria municipiului Suceava de 3-4 ani de zile se lucrează cu POS-uri, avem POS-uri montate cu carduri de debit și de credit, deci suntem în ordine în acest punct de vedere. În concluzie, cetățenii pot plăti și cu cardul la primăria municipiului Suceava, de asemenea se pot plăti și aceste taxe online, așa cum se știe, ele deja sunt cunoscute adresele, modul de înscriere și plata efectivă a lor.